Efectele și influențele determinate de COVID-19 s-au reflectat și în scăderea abruptă a cererii pentru produse petroliere, o volatilitate ridicată a cotațiilor internaționale pentru carburanți, dar și în marjele negative de rafinare. Acestea, din urmă, pot fi explicate prin scăderea accentuată a cererii de produse petroliere pe fondul măsurilor adoptate în regiune, atât de carantinare cât și a altor măsuri anti-COVID. Aceste evoluții s-au reflectat și în activitatea noastră, 2020 fiind unul dintre cei mai dificili ani din istoria Rompetrol. Niciodată nu ne-am mai confruntat cu marge negative de rafinare pentru atâtea luni consecutive. Cu eforturi considerabile, compania Rompetrol a reușit în 2020 să-și mențină în funcțiune activitățile de profil din România și din regiune, dar și să continue să fie un pilon de stabilitate pentru angajați, clienți, parteneri de business, autorități locale și centrale. În centrul strategiei noastre din 2020 au fost angajații atât pentru protejarea acestora și reducerea la minimum a riscului de infectare cu noul virus, cât și pentru păstrarea locurilor de muncă. În același timp, RomPetrol s-a alăturat eforturilor autorităților din România, Bulgaria, Moldova și Georgia în limitarea și prevenirea răspândirii noului coronavirus prin donarea de carburant pentru transportul medical de urgență, finanțarea cercetării și achiziționarea de echipamente, chituri de testare și materiale necesare pentru unități medicale. Sprijinul acordat de KMG International în lupta împotriva pandemiei de coronavirus s-a ridicat la aproximativ un milion de dolari americani. De exemplu, grupul a achiziționat 4 paturi de terapie intensivă la finele anului trecut, acestea fiind donate către secțiile de terapie intensivă ale Spitalului Județean Constanța, 3 paturi cu aparatura completă pentru monitorizare și tratament pacienți și Spitalul de boli infecțioase Matei Bal și București, un pat cu echipamentul medical aferent. De asemenea, în calitate de unic producător intern de polimeri, grupul a reușit să dezvolte un nou sortiment, vital în realizarea echipamentelor medicale de protecție. Acesta este folosit pentru stratul de mijloc al măștii, cel mai important strat pentru filtrare și protecție împotriva agenților patogeni. În prezent, rompetrol este singurul producător din regiune care poate asigura materia primă necesară realizării echipamentelor medicale, precum măști, bonete și combinezoane necesare în reducerea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Alte direcții majore au vizat reducerea la minimum a riscurilor de întrerupere a fluxurilor de producție și distribuție carburanți, dar și continuarea programelor de dezvoltare și digitalizare a proceselor și fluxurilor operaționale. Grupul și a în funcțiune ambele sale rafinării, Petromidia Năvodar și Vega Ploiești, care au un rol vital în susținerea economiei naționale și regionale, atât prin carburanții asigurați, cât și prin produsele speciale livrate, precum bitum, polimeri, hexan. În plus, am continuat și dezvoltarea prezenței în sectorul de retail, atât în România, cât și în regiune, Bulgaria, Republica Moldova, Georgia, dar și respectarea angajamentelor asumate în cadrul Fondului de Investiții în Energie, Kazah Român. În cursul anului trecut, Rompetrol a reușit să-și extindă rețeaua de distribuție carburanți la nivel regional, cu 46 de stații, din care 19 în Bulgaria, Georgia și Republica Moldova. În România, pe lângă cele 17 stații aduse în rețeaua RomPetrol, stații Partener și Express au fost adăugate și alte 10 noi unități deschise de fundul de investiții. În 2021, KMG International va continua să se concentreze în jurul activelor și activităților de bază, rafinare și distribuție carburanți, dezvoltarea de noi servicii și produse adiacente, dar și în continuarea proiectelor de digitalizzare.